fiind continuare foarte cald. Scanați codul QR de pe ecran și aflați prognoza detaliată în majoritatea orașelor din țară. Cam atât despre vreme, dar mai multe vă spun la știrile serii. Până atunci să aveți o zi liniștită. La revedere! Mulțumim, Iulia! Zi frumoasă! Mersi, Iulia! Doamnelor, domnilor, aici se încheie primele știri ale zilei. Dar rămâneți cu ProTV, imediat începe filmul Joey și Ella. De la ora 20 să nu pierdeți filmul de acțiune Bumblebee. Mâine vă aștept la 6 fix la știrile dimineți alături de Lavinia Petrea. Până atunci, o altă frumoasă știre la ProTV. Până atunci, sănătate multă și să vă meargă cât mai bine. Iar eu vă dau întâlnire și mâine la ora 13. O zi frumoasă să aveți! Mulțumesc!